Le mulțumesc tare mult la gineri, la fete și la nepot și de Dumnezeu sănătate să ajung cu bine acasă. În satul Podișu, comuna Bălțați, pentru că aici găsim familia Ichim. Iar în familia Ichim găsim o sărbătorită, o scumpă doamnă, o mamă extraordinară, care a dat tot ce a avut mai bun pentru ai săi copii. Așa că nu uitați să ne rămâneți alături pentru a reuși și dumneavoastră să-i transmiteți o urare doamnei Mihaela, să distribuiți și să apreciați. Și acum să mergem să o surprindem și să vedem ce reacție va avea când va afla din partea cui vine această frumoasă surpriză. Bună ziua! Doamna Mihaela, da. La mulți ani, veniți aici mai aproape de noi, vă rugăm frumos. Știind că astăzi sunteți sărbătorită, am venit la dumneavoastră să vă felicităm. Tortulețul este pentru dumneavoastră. Da, mulțumesc. Și acest buchet frumos de flori. Mulți trăiască la mulți ani, mulți trăiască, mulți trăiască la mulți ani, mulți trăiască, mulți trăiască la mulți ani, mulți trăiască, mulți trăiască la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, doamna Mihaela să trăiască, la mulți ani trăiască, doamna Mihaela să trăiască, la mulți ani trăiască. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, doamna Mihaela să trăiască, la mulți ani trăiască, doamna Mihaela să trăiască, la mulți ani trăiască. La mulți ani încă o dată vă spunem. Doamna Mihaela, astăzi, știind că sunteți sărbătorită, am venit la dumneavoastră să vă transmitem cel mai frumos gând. Suntem echipa surprize la domiciliul Iași, iar cineva care vă iubește nespus de mult și astăzi a dorit să-și arate toată dragostea față de dumneavoastră, ne-a trimis aici. Din partea cui credeți că vine surpriza? Să știți că aveți familie mare. Să știți că pe noi aici ne-au mai trimis și cu un mesaj. Un mesaj care vine cu cel mai mare drag și cu cel mai mare dor și mesajul nostru spune cam așa. La mulți ani, iubită mamă, să știi că mi-e tare dor de tine, mi-e dor să te strâng în brațe acum când toate mă dor. Uite, a mai trecut un an de când eu nu te-am mai văzut, aș fi vrut să vin acasă, dar uite că n-am putut. Aș fi vrut, dragă măicuță, ca în dar de ziua ta să ai toți copii acasă și să te poți bucura. Ți-o dat Dumnezeu putere și ne-ai crescut mari pe toți și mă rog acum să-ți deie până la nunte la nepoți. Fața ta de azi brăzdată, când ne vezi, se luminează, iar palmele tale trudite se transformă într-o oază. Căci nu e nimic pe lume mai presus ca a ta, mamă, spune-i mereu că o iubești, n-ai de ce să-ți fie teamă. La mulți ani, iubită mamă, îți transmit din depărtare și te rog ca să nu uiți, doar tu dai vieții culoare.
La mulți ani, scumpa și iubita noastră mamă, dacă nu ți-am spus-o niciodată, ți-o spunem acum. Îți mulțumim că existi, îți mulțumim că ești mama noastră, îți mulțumim pentru că ai avut răbdare cu noi, că ne-ai crescut oferindu-ne toată iubirea și fericirea de care un copil are nevoie. Și îți mulțumim că n-ai încetat niciodată să crezi în noi. Te iubesc cu toată ființa noastră și îți doresc multe zile senine ca să ne bucurăm împreună de tot ce are viața mai frumoasă ne ofere. Te iubim, mama! Cu cel mai mare drag, surpriza vine din partea Nicoletei, a Paulei, Robert, Claudiu și nepotul Alex. La mulți ani, draga noastră, scumpă și iubita mamă! Vă spunem încă o dată la mulți ani și dacă și dumneavoastră ați dori să le transmiteți ceva. Le mulțumesc tare mult! La vineri, la fete și la nepot și de Dumnezeu sănătate să ajung cu bine acasă. Și tot și doresc ei în viață să se împlinească. Să știți că pe noi aici ne-am mai întâlnit și cu melodia la dumneavoastră. La mulți ani, sănătate multă și numai bucurii și împliniri să aveți din partea copiilor. La mulți ani!